Luna martie, ziua a patra. Cuviosul Gerasim de la Iordan. Cuviosul Gerasim, lauda pustnicilor, era de neam din părțile Lichiei și din tinerețe, având cuget dumnezeiesc, s-a îngrădit cu frica lui Dumnezeu și primind sfințitul chip monahicesc, mai întâi s-a dus în cea mai dinăuntru pustie a Tebaidei din Egipt. Și acolo viețuind cu plăcere de Dumnezeu, o vreme oarecare în nevoințe duhovnicești, s-a întors iarăși la Lichia, în patria sa. După aceea, a venit în Palestina, pe la sfârșitul împărăției lui Teodosie cel Tânăr, și s-a sălășluit în pustia Iordanului, în care strălucea ca o stea luminoasă cu razele cele pline de fapte bune. Acolo a făcut o mănăstire lângă râul Iordanului. Iar în zilele petrecerii lui în Palestina, împărățind Marchian și cu Pulcheria, s-a făcut în Calcedon al patrulea sinod a toată lumea, anul 451 al Sfinților Părinți, împotriva lui Dioscor, răucredinciosul patriarh al Alexandriei, și a lui Eutihie, arhimandritul, care ziceau că este numai o fire în Domnul nostru Iisus Hristos și pe care i-au afurisit Sfinții Părinți. După sinodul acela, s-au sculat unii eretici care huleau sinodul ce se făcuse, ca și cum prin trânsul ar fi lepădate dogmele dreptei credințe, iar învățătura lui Nestorie ar fi înnoită. Unul din aceia a fost un oarecare Teodosie, cu chipul monah, dar cu obiceiul vrăjitor, ținând de reaua credință a lui Eutihie. Acesta, venind în Ierusalim, a tulburat toată Palestina, amăgind nu numai pe cei simpli, ci și pe mulți sfinți și pe împărăteasa Evdochia, văduva, care fusese soția împăratului Teodosie cel Tânăr și care în acea vreme locuia în Ierusalim. Și cu ajutorul ei și al multor monahi palestinieni înșelați de el, au izgonit pe fericitul Juvenalie, patriarhul Ierusalimului, de pe scaun, iar Teodosie monahul însuși a răpit scaunul. Iar cei ce erau nemișcați într-o dreapta credință, aceia, pentru lupta ce li se făcea de mincinosul Teodosie, s-au dus în pustietățile cele mai dinăuntru, care lucrul a început cu viosul Eftimie cel Mare, iar după dânsul au urmat și ceilalți sfinți. Într-acea vreme, s-a amăgit cu înșelăciunea eretică și cu viosul Gerasim. Însă voind Dumnezeu, de grabă s-a îndreptat, precum scrie despre acesta Chiril al Schitopolei, în viața cuviosului Eftimie. A fost atunci, în pustia Iordanului, un sihastru, care nu demult venise din Lichia, anume Gerasim, care toate rânduielile vieții monahicești le trecuse și bine se nevoise asupra necuratelor duhuri. Acela, biruind și izgonind pe diavolii cei nevăzuți, a fost împiedicat și amăgit de diavolii cei văzuți, adică de eretici, căci a căzut în eresul lui Eutihie. Și auzind de cuviosul Eftimie, de-a cărui slavă a faptelor bune se umpluseră urechile tuturor, a mers la dânsul, fiind el atunci în pustia ce se numește Ruva și văzându-l, mult s-a folosit, sălășluindu-se împreună cu dânsul multă vreme. Deci săturându-se din cuvintele cele folositoare ale limbii lui celei de miere curgătoare și din învățătura pentru dreapta credință, a lepădat vătămarea eretică și s-a întors la dreapta credință, căindu-se foarte mult de înșelăciunea sa de mai înainte. Aceasta povestește Chiril despre el. După aceasta, preasfințitul lui Venalie iarăși și-a luat scaunul său, căci drept credinciosul împărat Marchian a trimis să prindă pe acel mincinos patriarh Teodosie ca să-și ia pedeapsă după faptele sale. Iar el, înștiințându-se despre aceea, a fugit la muntele Sinai și ascunzându-se s-a făcut neștiut. Deci iarăși a răsărit în Ierusalim și în toată Palestina dreapta credință, încât mulți care fuseseră amăgiți cu eresul s-au întors din nou la dreapta credință, iar împărăteasa Evdochia, cunoscând greșeala sa în credință, s-a pocăit foarte, lipindu-se iarăși de biserica drept credincioșilor. Mănăstirea cuviosului Gerasim era departe de Sfânta Cetate a Ierusalimului, ca la 35 de stadii, iar de râul Iordanului ca de o stadie. În aceasta primea pe cei noi începători, iar părinților celor desăvârșiți le dădea în pustie chilii sihăstrești. Și erau sub mâna lui în pustie numai puțin de 70 dintre acești viețuitori, cărora le era dată rânduiala vieții de cuviosul Gerasim astfel.
Cinci zile pe săptămână, fiecare ședea în pusnicească sa chilie, singur, în tăcere, având oarecare lucru de mâini. Acolo mânca puțină pâine uscată, pe care o aducea cu sine din mănăstire, apă și curmale, iar a gusta vreo fiertură nu le era slobod. Nici foc nu-i lăsa să aprindă în chiliile lor, ca nici cu cugetul să nu dorească ceva fiertură în acele cinci zile. Sâmbăta și duminica toți veneau în mănăstire și se adunau în biserică la Sfânta Liturghie și se împărtășeau cu preacuratele și de viață făcătoarele taine ale lui Hristos. După aceea, intrând în trapeză, mâncau fiertură și beau puțin vin, întru slava lui Dumnezeu. Apoi fiecare își aducea lucrul mâinilor sale, pe care îl lucrase în cele cinci zile, și îl punea înaintea cuviosului. Duminica, după amiază, iarăși fiecare se ducea la pusniceasca sa chilie, luând puțină pâine și curmale și un vas cu apă, și mlădițe de finic pentru împletit coșnițe. Și atât de mare le era sărăcia, încât fiecare nu avea nimic altceva decât numai o haină veche ce îi acoperea trupul, o rogojină pe care se odihnea și un vas de lut cu apă. Și aveau poruncă de la părintele lor ca ieșind din chilie să nu-și închidă ușa, ci să lase chilia deschisă ca oricine ar fi voit să intre și să ia ce i-ar plăcea din acele lucruri să nu fie oprit. Și viețuiau apostolește, toți având o inimă și un suflet, încât fiecare dintre dânsii zicea că nimic nu este al său, ci toate sunt de obște. Se mai povestește și aceasta. Unii din acei părinți pusnici, venind la cuviosul Gerasim, îl rugau ca să le poruncească să aprindă uneori lumânare în sihăstreștile lor chilii, pentru citirea de noapte, iar uneori să aprindă și foc ca să-și încălzească apă pentru trebuința lor. Sfântul le răspundea: devoiți să aveți foc în pustie, veniți de petreceți în mănăstire, împreună cu noi începătorii, căci eu niciodată nu voi lăsa să se facă foc în lăcașurile pusnicești, în toate zilele vieții mele. Auzind cei din Ierihon de o viață așa de aspră a pusnicilor, care erau sub mâna Sfântului Gerasim, și-au făcut obicei ca în toate sâmbetele și duminicile să vină la lăcașul cuviosului Gerasim și să aducă îndestulare de hrană și vin și toate câte erau de trebuință mănăstirii. Cuviosul Gerasim atât era de postitor, încât în Sfântul și Marele Post nimic nu gusta până la luminata zi a Învierii lui Hristos, decât numai își întărea trupul și sufletul cu sfânta împărtășanie a dumnezeștilor taine. Lângă acest cuvios povățuitor, a petrecut în singurătate și fericitul Chiriac, precum se află scris în viața lui. Unde se zice: Eftimie cuviosul a primit cu dragoste pe Chiriac când a venit la dânsul, văzând întrânsul prin prorocie darurile lui Dumnezeu care erau să fie în el. Apoi de grabă l-a îmbrăcat în schimă cu mâinile sale și l-a trimis la Iordan, la Sfântul Gerasim, fiindcă marele teoctist se dusese către Domnul. Iar Sfântul Gerasim, văzând pe Chiriac tânăr, i-a poruncit să viețuiască în mănăstirea de obște și să slujească la ascultări. Iar Chiriac se arăta gata la toate ostenelile, se îndeletnicea în slujbele mănăstirii toată ziua și stătea la rugăciune toată noaptea, având rar puțin somn. Iar postul lui era că gusta la două zile pâine și apă. Deci cuviosul Gerasim, văzând o înfrânare ca aceea la vârsta lui tânără, se minuna și îl iubea. Sfântul Gerasim avea obicei în Sfântul și Marele Post să meargă în pustia cea mai adâncă, ce se numea Ruva, în care se sălășluia câteodată și cuviosul Eftimie. Deci, iubind pe fericitul Chiriac pentru înfrânarea lui cea mare, îl lua cu dânsul la pustie. Acolo Chiriac se împărtășea în toate duminicile cu sfintele taine din mâinile lui Gerasim și petrecea în liniște pusnicească până la duminica stâlpărilor. Apoi se întorcea în mănăstire cu mult folos în suflet. După câteva vreme, cuviosul părintele nostru Eftimie a murit, a cărui mutare cuviosul Gerasim a cunoscut-o pe când ședea în chilia sa, pentru că a văzut pe îngerii lui Dumnezeu înălțând la cer cu bucurie sufletul cuviosului Eftimie. Deci, sculându-se, a luat pe Chiriac și s-a dus în lavra lui Eftimie și l-a găsit adormit întru Domnul. După ce a îngropat cinstitul lui trup, s-a întors în chilia sa împreună cu iubitul său ucenic Chiriac. Acestui mare plăcut al lui Dumnezeu i-a slujit o fiară necuvântătoare, ca un om cu pricepere, din care pricină fericiții părinți Ioan Evirat și Sofronie, sofistul, scriu așa în limonar: am venit în lavra lui Ava Gerasim,
care era departe de cadea ostadie de la Iordan, iar monahii care viețuiau acolo ne-au spus despre Ava Gerasim că, umblând el prin pustiul Iordanului, l-a întâmpinat un leu bolnav, care i-a arătat piciorul în care intrase un ghim pe mare, încât i se umflase piciorul. Leul se uita spre stareț cu ochii blânzi și, deși nu spunea cuvinte fiind de necuvântător, însă cu chip smerit ruga pe stareț să-l vindece. Iar starețul, văzându-l că este într-o nevoie ca aceea, așezut și luând piciorul fiarei, a scos spinul. Apoi, curățindu-i rana bine, a învăluit-o cu un petec și a dat drumul. Iar leul, după ce s-a vindecat, nu l-a mai părăsit pe stareț, ci ca un ucenic, umbla după dânsul oriunde se ducea, încât se mira starețul de recunoștința cea bună a fiarei. De atunci îl hrănea starețul, dându-i uneori pâine și alteori linte. Părinții aveau în lavră un catâr cu care își aduceau apa de la Sfântul Iordan, pentru trebuința fraților. Și a poruncit starețul să dea catârul în seama leului, să umble cu el și să-l pască pe lângă râul Iordanului. Într-una din zile, păscând leul pe catâr, s-a dus de lângă dânsul o depărtare cam mare și a adormit la soare. Și trecând din Arabia un om cu cămile, a văzut catârul singur fără păstorul lui și l-a prins și l-a luat între ale sale. Iar leul, deșteptându-se și căutând catârul, nu l-a găsit. Apoi a venit la Ava Gerasim trist și mâhnit că pierduse catârul. Starețul, gândind că leul a mâncat catârul, i-a zis: „Unde este catârul?” Iar el, stând ca omul, tăcea, căutând în jos. Starețul i-a zis iarăși: „Oare l-ai mâncat? Bine este cuvântat Domnul că nu te vei duce de aici și tot lucrul care îl făcea catârul, tu îl vei face slujind la trebuința mănăstirească.” De atunci, din porunca starețului, puseră deasupra leului sarcina ce se punea pe catâr, adică un vas mare cu care se aducea apă în mănăstire de la Iordan. Într-una din zile, a venit la stareț un ostaș oarecare pentru rugăciuni. Văzând pe leu aducând apă și aflând pricina, i-a fost milă de el și a dat 3 galbeni părinților ca să cumpere un catâr pentru trebuința lor, iar pe leu să-l elibereze de o robie ca aceea. Și s-a făcut așa, adică s-a cumpărat alt catâr pentru slujba mănăstirească, iar pe leu l-au eliberat. Iar după puțină vreme, neguțătorul acela din Arabia care luase catârul a mers iarăși cu cămilele la Sfânta Cetate a Ierusalimului să vândă grâu, având cu el și catârul acela. Și după ce a trecut Iordanul, din întâmplare, l-a întâmpinat leul, care văzând pe catâr împreună cu cămilele, l-a cunoscut și, răgnind deodată, s-a repezit la dânsul. Iar neguțătorul și cei care erau cu dânsul, văzând leul, se înspăimântară și fugiră. Deci leul, prinzându-l pe catâr de frâu cu gura, cum era obiceiul lui mai înainte, l-a dus la stareț împreună cu 3 cămile legate una după alta. Încărcate cu grâu, bucurându-se foarte și mugind că a aflat catârul pe care îl pierduse. Iar cuviosul stareț, zâmbind, a zis către frați: „În zadar am ocărât leul, crezând că a mâncat catârul.” Și a numit leul Iordan. De atunci, adeseori venind de leul la stareț și luând hrană de la dânsul, nu s-a despărțit de lavră 5 ani. Iar după ce cuviosul Gerasim s-a dus către Domnul și s-a îngropat de către părinți, după a lui Dumnezeu purtare de grijă, leul nu s-a aflat atunci în lavră. Și venind de după puțină vreme, își căuta starețul său. Iar Ava Savatie, ucenicul lui Gerasim, văzând leul, a zis către dânsul: „Iordane, starețul nostru ne-a lăsat orfanii și s-a dus către Domnul.” Apoi îi dădu hrană zicându-i: „Ia și mănâncă.” Dar leul nu voia să primească hrană, ci lua aminte adeseori încoace și încolo și, căutându-și starețul, adică pe cuviosul Gerasim, răgnea foarte tare, mâhnindu-se. Iar Savatie și ceilalți bătrâni îl mângâiau pe el pe spate zicându-i: „S-a dus starețul către Domnul, lăsându-ne pe noi.” Dar nu puteau să-l potolească din strigare. Și cu cât ei socoteau al mângâia prin cuvinte, el cu atât mai mult se tânguia. Și făcea mare strigare, râgnind și schimbând glasul și cu fața și cu ochii și arătându-și mâhnirea pe care o avea, nevăzându-și starețul. Atunci i-a zis Ava Savatie: „Dacă nu ne crezi, mergi cu noi și îți vom arăta locul unde zace starețul.” Și luându-l, l-au dus la mormântul unde era îngropat cuviosul Gerasim. Și mormântul era departe de biserică, ca la 5 pași de picior. Și stând așa Savatie, deasupra mormântului cuviosului Gerasim, a zis către leu:
iată, aici este îngropat starețul nostru. Și plecându-și genunchii deasupra mormântului starețului, Ava Savatie plângea. Iar leul, auzind acestea și văzând pe Savatie, se bătea și el cu capul de pământ, răgnind tare. După aceea, a murit îndată deasupra mormântului starețului. Însă aceasta s-a făcut nu pentru că leul a avut suflet cuvântător, ci pentru că Dumnezeu a voit să preamărească pe cel ce l-a preamărit pe el, adică pe Sfântul Cuvios Gherasim, nu numai în viață, ci și după moarte, și să ne arate nouă câtă ascultare avea fiarele către Adam, mai înainte de a lui neascultare și cădere din rai. De aici se vede cât a fost de plăcut lui Dumnezeu cuviosul Gherasim cel Mare, care din tinerețe până la bătrânețe i-a slujit cu o sârdie și a trecut către el, spre viața cea neîmbătrânită, unde împreună cu sfinții sălășluindu-se, slăvește pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin. Tot într-o această zi, sfinții mucenici Pavel, Iuliana și cei împreună cu dânsii, după Metafrast. Aurelian împăratul dăduse poruncă în toată lumea contra creștinilor, ca toți să aducă jertfă zeilor, iar cei care s-ar împotrivi să fie lipsiți de viața aceasta prin munci cumplite. Deci chiar el trecând prin Asiria a venit în Fenicia și a intrat în cetatea Ptolemaida ca pe toți creștinii să-i silească la jertfa idolească. Într-acea vreme, fericitul Pavel cu sora sa Iuliana, văzând pe împăratul intrând în cetate, și-a însemnat fața cu semnul crucii, grăind către Iuliana: îndrăznește, sora mea, și nu te teme, căci îți zic ție că mare ispită vine asupra creștinilor. Iar împăratul Aurelian, văzând pe Pavel făcându-și cruce, a poruncit să-l răpească și să-l țină legături până dimineața, iar a doua zi, punându-și scaunul său la loc de priveliște, înaintea tot poporul, și șezând la judecată, a pus înainte la întrebare pe fericitul Pavel și a zis: ticălosule, pentru ce ieri ai îndrăznit a face pe fața ta semnul cel creștinesc, când m-ai văzut intrând în cetate? Au doar n-ai auzit poruncile noastre împărătești care sunt date împotriva creștinilor? Fericitul Pavel a răspuns: am auzit porunca ta, dar nimeni nu poate să aducă asupra noastră, a creștinilor, atâta frică încât să fim nevoiți a ne lepăda de adevăratul Dumnezeu și să nu mărturisim pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că muncile aduse de tine asupra noastră sunt de scurtă durată, nici nu pot să înfricoșeze și să vatăme pe cei ce se tem de Dumnezeu. Iar muncile, cele de la Dumnezeu, care se fac cu judecata lui nepărtinitoare, sunt veșnice, ca și slava pe care o dăruiește Dumnezeu neamului creștinesc. Deci cine este atât de nebun ca, părăsind pe Dumnezeul cel viu, să voiască a se închina idolilor celor surzi și muți? Când însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, grăiește în Evanghelie: tot cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Părintelui meu, cel ce este în cer. Aurelian a zis: vezi cât ți-am răbdat ție bârfirea? Apropie-te acum și jertfește zeilor, ca să nu te pierd cu moarte grea. Fericitul Pavel a zis: eu alt Dumnezeu nu știu, ci numai pe Dumnezeul nostru Iisus Hristos, căruia de la strămoșii mei îi slujesc cu inima curată. Atunci Aurelian a zis către chinuitori: spânzurați-l și munciți-l tare pe acesta până ce va veni Hristos al lui și îl va scoate din mâinile noastre. Și în data aceea au început să împlinească porunca, spânzurându-l pe lemn, iar el se ruga lui Dumnezeu cu mare glas zicând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al adevăratului Dumnezeu și Tatăl, a cărui naștere nimeni nu poate să o înțeleagă, nici îngerii, nici arhanghelii, nici domniile, nici începătoriile, nici stăpâniile, nici puterile, nici heruvimii, nici serafimii, fără numai însuși Tatăl, ajută-mi mie smeritului și lepădatului robului tău și scoate-mă din mâinile lui Aurelian. Iar Domnul nostru Iisus Hristos îndată i-a ușurat acele munci, încât nici nu simțea dureri în rănile ce îi se puneau asupra ei. Iar mireasa lui Hristos, Iuliana, văzând pe fratele său muncit, a alergat la judecător, strigând cu glas mare: tiranule Aurelian, de ce muncești așa de cumplit pe fratele meu, fără vină? Iar Aurelian a zis către slugi: descoperiți de grabă capul acestei femei și s-o bateți tare peste față, ca să nu mai grăiască față de noi cu așa îndrăzneală. Iar pe acel necurat om să-l munciți mai cumplit, deoarece zice că Hristos este apărător și ajutător al său. Fericita Iuliana cu bărbăție a zis: mă mir că, fiind împărat,
te înnebunești și nu înțelegi puterea lui Hristos, prin care se ușurează muncile celor ce îl cheamă cu adevărat. Iar Aurelian a zis către cei ce stăteau împrejurul lui: femeia aceasta, văzându-mă vorbind cu blândețe, mai mult se sălbăticește. Apoi iarăși, uitându-se cu mânie spre dânsa, a zis: apropie-te de zei și te închină lor, că nu vei scăpa din mâinile mele. Sfânta Iuliana a răspuns: eu de muncile tale nu mă tem, nici nu am grijă de certările tale, că în ceruri este Dumnezeu, care poate să ne izbăvească din mâinile tale cele păgâne. Deci câte munci ai, pune-le asupra-mi, ca dintr-o acele singure să cunoști că Domnul meu Iisus Hristos este cu mine. Aurelian a zis: văd frumusețea ta și de aceea te cruț, nevrând să te pierd. Te rog, pleacă-te și jertfește zeilor, ca să pot să te iau pe tine, femeie, după lege, și împreună cu mine vei împărăți în toată vremea vieții noastre, iar fratele tău, pentru chinuirea lui, va fi mult răsplătit, căci cu mare cinste și boierie, mai mult decât pe toți, îl voi cinsti. Iar Sfânta Iuliana, ridicându-și ochii la cer și cu semnul crucii însemnându-și fața sa, cu bucurie a râs. Iar Aurelian a zis: pentru ce râzi de blândețea mea, făcându-i strâmbătate? Sfânta a răspuns: nu fac strâmbătate blândeții tale, ci bucurându-mă râd, căci mirele meu ceresc, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască, șade pe scaunul cel sfânt al său, pe cărui frumusețe dumnezeiască, cu ochii cei sufletești o văd. Acela mă învață ca nevoința cea mucenicească de bună voie să o primesc, iar pe tine, ca pe un om hulitor, să te trec cu vederea de vreme ce, deși ești împărat, totuși te închini lemnului și pietrei. Acestea auzindu-le Aurelian, s-a pornit spre mânie și a zis muncitorilor: spânzurați pe femeia aceasta și munciți-o tare, ca să cunoască cum că stă înaintea judecății împăratului. Și începând muncitorii a munci pe sfânta, Sfântul Pavel, fratele ei, s-a uitat spre dânsa și a zis: nu te teme, sora mea, de muncile ce ți se pun asupra ta de către tiran, nici nu te înspăimânta de îngrozirile lui, căci puțin răbdând aici, ne vom odihni la împăratul nostru Hristos în veci. A zis Aurelian către muncitori: munciți-o și mai tare și spuneți să nu fie mândră și nebună. Iar Sfânta Iuliana, fiind muncită cu nemilostivire și auzind cuvintele împăratului, iarăși a zis: tiranule Aurelian, ție ți se pare că mă muncești pe mine, dar eu nu simt muncile cu ajutorul Hristosului meu. Zisa Aurelian: măcar că minți și te faci cum că nu le simți, dar eu te voi birui muncindu-te mult. Sfânta a zis: nu mă va lăsa Domnul meu Iisus Hristos, nici va voi ca să fiu biruită de tine, căci acela este cel ce mi-ajută acum și întotdeauna, până la sfârșit, ca puterea lui și răbdarea creștinească să o cunoști. Iar pe tine va porunci Dumnezeul meu ca să te muncească cu focul cel veșnic și nestins și va cere de la tine sufletele oamenilor pe care le-ai pierdut cu viclenele tale înșelăciunii. De aceste cuvinte ale Sfintei, mai mult mâniindu-se Aurelian, a poruncit să aducă o căldare cu smoală și punând foc de desubt s-o fiarbă, și fierbând smoala în căldare tare, încât nici nu era cu putință cuiva a se apropia, a poruncit să arunce întrânsa pe sfinții mucenici Pavel și Iuliana. Deci aruncați fiind, și-au ridicat ochii lor la cer și într-un glas se rugau zicând: Doamne Dumnezeul părinților noștri, al lui Avraam, Isaac și Iacov, cel ce te-ai pogorât în cuptorul cel de foc la Sedrach, Mesach și Avednego, în țara Babilonului, și nu i-ai lăsat pe dânsii să se vatăme de foc. Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, cel ce ești lumină neajunsă, taină și slavă a Tatălui, dreapta Dumnezeului Celui Preanalt, cel ce te-ai întrupat pentru păcatele noastre și cu oamenii ai viețuit, vrând să mântuiești sufletele cele înșelate și stricate, pe care vrăjmașul diavol cu ticăloșie le-a pogorât până la cel mai de jos tartar și prăpastie, precum face acum și ucenicul lui Aurelian. Izbăvește-ne pe noi din aceste dureroase munci. Astfel rugându-se ei, smoala ce clocotea s-a schimbat în apă rece, încât toți cei ce erau de față se minunau de puterea lui Dumnezeu și îl preamăreau. Iar Aurelian, îndrăcindu-se de mânie, n-a preamărit pe Dumnezeu, ci se părea că este meșteșug vrăjitoresc. Apoi a poruncit să scoată pe sfinți din căldare, în care nici urmă, nici miros de smoală n-a aflat, fără numai apă rece. Atunci le-a zis Aurelian: vi se pare că pe oamenii cei ce sunt aici și privesc la voi i-ați înșelat, ca să socotească cum că a sosit la voi ajutorul Dumnezeului vostru, iar nu cum meșteșug vrăjitoresc s-a răcit căldarea?
mă jur pe zeii mei că voi face ca să nu vă ajute vrăjitoria voastră și voi, slăbind de muncile cele grozave și de arderea focului, veți jertfi zeilor chiar nevrând. La acestea, Sfântul Pavel a răspuns: nici de cum nu vom lăsa pe Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul și pământul și ne-a răpit pe noi din întuneric și ne izbăvește din mâinile tale. Niciodată, tiranule Aurelian, nu ne vei putea birui pe noi ca să ne închinăm idolilor voștri cei fără de glas, fără de suflet și nesimțitorii. Deci muncește-ne pe noi cu muncile care știi și atunci vei cunoaște puterea Dumnezeului nostru. Atunci a poruncit Aurelian ca să aducă două paturi de fier și, aducând mulțime de cărbuni de la baia poporului, să le ardă foarte și pe sfinții mucenici să-i pună pe aceste paturi arse și cu untură de porc topită să le ude. Făcându-se aceasta, Aurelian a zis: acum am biruit meșteșugul vostru cel vrăjitoresc și aveți să cunoașteți cine este Aurelian. Să vie acum Hristos al vostru și să vă ajute vouă. Sfânta Iuliana a răspuns: aici cu noi este Hristos al nostru, care ne ajută și nu lasă focul să ne vatăme, iar tu nu-l vezi, de vreme ce nu ești vrednic al vedea. Însă te sfătuiesc ca, lepădând de nebunia ta, să te apropii de Hristos, căci dacă vei voi să crezi în El, căindu-te, te va primi, căci este iubitor de oameni și milostiv, iertând cu lesnire păcatele oamenilor, iar de nu te vei întoarce către El, vei fi dat focului celui veșnic. Și fiind arși sfinții pe paturile acelea, au rămas nevătămați de foc. Văzând aceasta, doi din muncitori au strigat: nu este alt Dumnezeu afară de Dumnezeul cel ceresc, care ajută lui Pavel și Iulianei. Iar împăratul, mânindu-se asupra chinuitorilor acelora, a poruncit să-i ucidă cu sabia pe amândoi, ca pe niște înșelați și ca pe cei ce ar fi luat aur de la creștini ca să nu muncească cumplit pe mucenici. Și fiind duși la tăiere, îi învăța Sfântul Pavel zicând: nu vă temeți, căci nu veți muri în veci, ci veți fi părtași sfinților și împreună moștenitori ai cereștii împărății. Iar ei, auzind aceea, au stat și se rugau zicând: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, adevăratul Dumnezeu, pe care Pavel și Iuliana te propovăduiesc, fii Tu împreună și cu noi, căci murim, nefăcând niciun rău. Ei, zicând aceasta, au fost tăiați, iar numele lor sunt Quadrat și Acachie. După sfârșitul acelora, alți muncitori au fost puși ca să ardă pe sfinți pe paturile cele înfocate și turnau sare pe foc, ca mai tare să se aprindă. Însă sfinții nu aveau grijă de chinuire, ci mai vârtos o cărau pe tiranul. Iar el, rușinându-se că nu i-a biruit, a poruncit să-i arunce în temniță, punându-le niște lemne grele pe grumazul lor și obez la picioare. Apoi, cu lanțuri legându-le mâinile, a poruncit să aștearnă pe sub ei în temniță și piroane ascuțite făcute în chipul scaiului celui ascuțit cu ghimbi, care crește pe câmp, și să-i pună pe acelea ca să nu aibă cât de mică ușurare în dureri, ci mai mult să se muncească pe piroanele care împungeau coastele lor. Apoi, a poruncit să-i păzească cu dinadinsul ca să nu vină vreun creștin la dânsii și să le dea mâncare sau băutură. Și fiind miezul nopții și sfinții zăcând pe acele piroane ascuțite și rugându-se, deodată a strălucit o lumină în temniță și îngerul Domnului, stând înaintea lor, le-a zis: Pavel și Iuliano, slugile Dumnezeului cel de sus, sculați-vă și preamăriți pe Dumnezeu! Acestea zicând, îngerul s-a apropiat și s-a atins de lanțuri și de obezile lor și îndată toate s-au sfărâmat și au căzut de pe trupurile lor. Atunci rănile lor s-au vindecat și sfinții s-au făcut sănătoși. Și iată, două paturi așternute s-au văzut și masă pregătite înaintea lor, plină de toate bunătățile. Și a zis îngerul către sfinți: odihniți-vă pe paturi și primiți hrana pe care v-a trimis-o vouă Iisus Hristos. Iar sfinții mucenici Pavel și Iuliana, șezând pe paturi și luând pâine în mâini, și-au ridicat ochii în sus și au mulțumit lui Dumnezeu. Apoi au mâncat și au băut cele primite de la Dumnezeu și s-au întărit. Și văzând alții care erau acolo legați lumina care strălucise în temniță și pe sfinții dezlegați, paturile și masa dinaintea lor, iar pe dânsii văzându-i mâncând și veselindu-se, au alergat la dânsii și se minunau foarte. Apoi se făcură părtași de aceeași masă care era pregătită cu mână nevăzută și au preamărit pe Dumnezeu, cel ce a arătat un dar ca acesta robilor săi și, crezând în el, s-au făcut creștinii. Iar a treia zi, împăratul, șezând la judecată, a pus dinainte pe sfinții mucenici Pavel și Iuliana și le-a zis:
Oare încă nu v-au învățat muncile ce vi s-au făcut ca, depărtându-vă de nebunia voastră, să vă apropiați de zeii și să le aduceți jertfă? Sfântul Pavel a răspuns: această nebunie de a nu mă lepăda de Hristos să-mi fie mie în veci și tuturor celor ce iubesc pe Dumnezeu, căci cel nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât oamenii, iar înțelepciunea lumească este nebunie la Dumnezeu. Cu adevărat aș fi fost nebun dacă m-aș fi depărtat de Dumnezeul cel adevărat și m-aș fi închinat diavolilor voștri. Iarăși Aurelian, mânindu-se, a poruncit să-i spânzure goi pe lemnul cel de muncă și să le strujească coastele cu unghii de fier. Iar ei, fiind în munci, se rugau lui Dumnezeu zicând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Dumnezeului celui viu, Celea ce ești lumină nestricată creștinilor, arată-ne fața Ta și ajută-ne, nu ne lăsa pentru numele Tău cel sfânt. Astfel rugându-se ei, Mântuitorul le ușura chiar acolo durerile lor, fiind înaintea lor nevăzut, și sfinții nu simțeau muncile. Iar unul dintre chinuitori, anume Stratonic, fiind pus să strujească de-a stânga coastele Sfintei Iuliana, văzând frumusețea trupului ei, s-a rănit de ea și, cruțând-o, își oprea mâinile lui. Iar Sfânta, înțelegându-i gândul, cu piciorul stâng l-a împins zicându-i: Stratonice, fă porunca tiranului și nu mă cruța, căci am pe împăratul meu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul cel viu, ce se îngrijește de sufletul meu și de durerile cele trupești mă ușurează. Iar Stratonic, aruncând de unalta de chinuire pe care o avea în mâini, alergă spre judecata împăratului strigând: Aureliane, tiranule și păgânule, pentru ce ai ridicat o muncire nedreaptă ca aceasta asupra creștinilor? Ce rău ți-au făcut oamenii care slujesc adevăratul Dumnezeu ca să pătimească chinuri cumplite ca acestea? Au doar pentru aceea că cinstesc pe Hristos, stăpânul tuturor? Acestea auzind, împăratul s-a înspăimântat și a tăcut ca la un ceas. După aceea a zis: Auzi tu, Stratonice, te-ai făcut părtaș nebuniei acelora? Au frumusețea Iulianei te-a amăgit sau te-a vânat cu cuvintele ei femeiești? Iar Stratonic, ridicându-și ochii la cer, a văzut fețele sfinților mucenici celor spânzurați la mucenicie, ca niște fețe de îngeri ai lui Dumnezeu. Apoi, îndată, îngrădindu-se cu semnul crucii, s-a repezit spre necuratul altar idolesc ce era făcut acolo, pe care l-a răsturnat și l-a călcat cu picioarele, strigând: Iată și eu sunt creștin, fă cu mine ce voiești, o, tiranule! Atunci Aurelian, mânindu-se, a poruncit să-i taie capul. Și după ce-l duseră la locul cel de tăiere, Stratonic s-a rugat lui Dumnezeu grăind: Doamne Iisuse Hristoase, pe care Pavel și Iuliana, propovăduindu-te, petrec nebiruiți și păzindu-se cu dumnezeirea ta, rușinează pe tiranul, ție mă rog, primește și sufletul meu într-o împărăția ta cea cerească și nu mă lepăda pe mine, care în acest ceas am mărturisit numele tău cel sfânt înaintea tiranului Aurelian. Aceasta zicând, îi tăiară capul, iar creștinii, luându-i trupul, l-au ascuns. Iar sfinții mucenici, Pavel și Iuliana, toată ziua aceea au fost munciți și n-au slăbit în chinuri. Deci a zis Aurelian către Sfânta Iuliana: O, necurată femeie, cum în munci fiind ai putut să înșeli pe închinuitor și morții lui te-ai făcut pricină? A răspuns Sfânta: Eu nu l-am înșelat pe el, nici pricinuitoare a morții lui nu m-am făcut, ci Hristos, cel ce m-a ales pe mine mireasă lui, acela și pe dânsul l-a chemat la sine, ca pe un vrednic, pentru că, de nu ar fi fost vrednic, n-ar fi putut veni la cununa mucenicească niciodată, ci îl vei vedea într-o împărăție a cerurilor odihnindu-se, iar pe tine muncindu-te în văpaia Ghienei. Atunci vei începe a-ți bate ticălosul tău piept văzând un om care a fost oarecând sub tine, simplu și de lepădat, iar dincolo mai sus de tine, fiind lângă Hristos, încununat cu slava împărăției cerurilor. Atunci te vei umple de jale și vei striga cerând milă, dar niciodată pe aceea nu vei câștiga. După aceasta, Aurelian a poruncit să-i dezlege pe mucenici de la muncire și să-i arunce în temniță. Apoi iarăși, într-aceeași seară, scoțându-i din temniță, a poruncit să-i închidă în baia cea de adunare și, chemând descântători și fermecători și pe cei ce știu a fermeca vietățile, le-a poruncit să le aducă pe toate câte le-ar avea mai cumplite, vipere, aspide și șerpi cu coarne, și să le închidă pe acelea în baie, împreună cu mucenicii. Deci s-a făcut așa și mulțime fără de număr de jivine le-au adunat fermecătorii în baia aceea la sfinți și le-au închis. Dar se târau jivinele acelea pe lângă picioarele sfinților mucenici și nu-i vătămau pe dânsii, iar sfinții, șezând fără de frică, cântau și slăveau pe Dumnezeu,
și au petrecut sfinții închiși împreună cu jivinele în baie 3 zile și 3 nopți, iar în a patra noapte a trimis Aurelian ca să se înștiințeze dacă Pavel și Iuliana sunt mâncați de jivine. Și venind trimișii, când s-au apropiat de ușă, au auzit pe sfinți cântând psalmii și preamărind pe Dumnezeu. Apoi, voind să se înștiințeze mai cu dinadinsul despre ceea ce se face înăuntru, s-au suit pe zidul băii și printr-o ferestruică, pe deasupra uitându-se, au văzut înăuntru lumină strălucind și pe Sfântul Pavel împreună șezând cu sora sa, Sfânta Iuliana, iar pe Îngerul lui Dumnezeu stând lângă dânsii și nelăsând jivinele să se apropie de sfinți. Aceasta văzând-o, au alergat și au spus împăratului Aurelian. Iar el, sculându-se dimineața, a șezut la judecată și a poruncit judecătorilor și fermecătorilor să-și ia jivinele din baie, iar pe mucenici să-i aducă la judecată. Venind aceia la ușile băii, au început a chema la ei jivinele cu meșteșug fermecătoresc, însă jivinele nu-i ascultau. Iar după ce s-au deschis ușile băii, îndată toate jivinele alergând asupra vrăjitorilor și asupra altor oameni care veniseră cu dânsii acolo, i-au mușcat, vătămându-i de moarte și au fugit la locurile lor. Iar după ce s-au risipit jivinele, au venit trimiși de la tiranul și luând pe sfinții mucenici la judecată, i-au adus la dânsul. Iar tiranul, căutând spre dânsii și zâmbind, le-a zis: fericit mi se pare că sunt eu acum, că stau de vorbă cu voi, fiindcă nădăjduiesc a dobândi lucru mare de la voi. Așa mă jur pe zei că, de-mi veți spune mie adevărul, multe și mari daruri veți lua de la mine și veți fi stăpânitori ai împărăției mele. Spuneți-mi mie, oare este adevărat ceea ce am auzit de la cei ce au privit prin ferestruică la voi în baie, cum că stăpânul nostru, zeul Apollon, a venit la voi și v-a ajutat, apărându-vă de jivine și l-ați văzut de față cu ochii voștri? A răspuns Sfântul Pavel: noi pe Apollon nu-l știm și nici nu l-am văzut vreodată, căci suntem din numărul celor ce slujesc adevăratului Dumnezeu, cel ce a gătit mântuire robilor săi. Dar sufletul tău a pierit până la moarte, căci nu voiești să cunoști adevărul și să vii la pocăință. Ci mai ales, multa îndrăcire a tiraniei tale te-a adus să hulești pe slujitorul lui Dumnezeu cel fără de trup, pentru că pe Îngerul cel Sfânt pe care Domnul nostru Iisus Hristos l-a trimis la noi, ca să stupe gurile jivinelor, tu cu hulă îl numești Apollon al tău. Și mânindu-se Aurelian, a poruncit ca să-l bată peste obraz cu vergi de plumb pe Sfântul Pavel zicându-i: nu răspunde astfel cu mândrie și nebunește când știi că stai înaintea împăratului. După bătaia aceea, poruncind tiranul ca pe Sfântul Pavel să-l ducă de la divan, a pus înaintea sa mai aproape pe Sfânta Iuliana și a zis ei: stăpâna sufletului meu, Iuliano, mă rog ție și te sfătuiesc să nu urmezi nebuniei fratelui tău, ca să te văd pe tine că ești fecioară cu minte și cu mare înțelegere. Drept aceea, ascultă-mă pe mine și îmi fii mie stăpână și împărăteasă, căci te voi lua pe tine mie însumi spre însoțire și voi pune stâlpi de aur cu chipul tău prin toate cetățile lumii. Dar Sfânta a răspuns: nici de cum nu mă înșel pe mine, Aureliane, tiranule și păgânule. Nu vei putea vâna cu vicleșugul tău pe roaba Dumnezeului cel de sus, nici mă vei duce pe mine la moartea cea veșnică. Poate voiești să mă lipsești pe mine de slava lui Hristos și de cerească împărăție, dar nu vei putea. Deci a poruncit Aurelian să ducă pe Sfânta de la divan și să aducă iarăși pe Sfântul Pavel și i-a zis lui: iată, Pavele, sora ta Iuliana s-a făgăduit înaintea noastră să aducă jertfe zeilor. Pentru aceasta am să o iau pe ea de soție și va fi stăpână peste toată împărăția mea. Deci și tu, încredințându-te, îndeplinește porunca și apropiindu-te, jertfește zeilor, ca să-mi fii mie prieten și te voi cinsti cu cea mai dintâi boierie. Sfântul Pavel a răspuns: cu adevărat ai mințit că sora mea ar fi voit să se depărteze de la Hristos, mirele său cel prea curat și fără de moarte, și cu tine, necuratul, și cu diavolii tăi ar fi voit să se însoțească. Dar nu este lucru de mirare că ai mințit, căci ai tată pe diavolul, care este tată al minciunii, și de dânsul învățându-te a minți, aceeași o faci pe care și el o face, și nu poți, într-alt chip, pe cineva al vâna decât numai cu minciuna, dar în zadar te ostenești, că pe noi nu ne vei putea vâna cu mincinoasa ta amăgire, chiar de ne-ai făgădui împărăția a toată lumea. A zis Aurelian: până când cu nerușinare ne vei dosădi pe noi, bârfitorule și nebunule? Astfel mă jur pe zei că în toate chipurile de muncă vă voi munci și nimeni nu vă va scoate din mâinile mele. Și a poruncit să aprindă foc
și să aducă 14 bețe de fier și în foc să le pună. Apoi să-i lege lui dinainte mâinile și picioarele și un par de fier să-i pună printre mâini și printre picioare și să-l înfigă în pământ. Și cu bețele cele înfocate să-l bată pe el câte doi ostași, schimbându-se. Dar ostașii care se schimbau își schimbau și toiegele, luând pe cele arse din foc. Iar pe Sfânta Iuliana a poruncit să o ducă la desfrânare și să o batjocorească pe ea. Și mulți din popor care erau de față alergau întrecându-se unul pe altul, ca să intre mai întâi la dânsa, că erau ca niște cai nechezând în fața frumuseții ei. Iar când era la locul de desfrânare, îndată îngerul Domnului a venit înaintea ei zicându-i: Nu te teme, Iuliano, că Domnul tău, Iisus Hristos, căruia îi slujești, m-a trimis să te apăr, ca să se preamărească numele cel sfânt al lui, în toți cei ce se tem de dânsul. Și lovea îngerul cu orbire pe poftitorii care voiau să îndrăznească spre sfânta, scuturându-i ca pe niște praf de la picioarele miresei lui Hristos, încât nu se puteau apropia de dânsa. Deci, pipăind pereții, nu știau unde merg. Văzând poporul acel lucru, striga ca și cu o gură, grăind cu mare glas: Mare este Dumnezeul lui Pavel și al Iulianei, care pretutindeni mântuiește și acoperă pe cei ce se tem de el. Iar cei ce erau orbiți, plecându-și genunchii, strigau către sfânta: Iuliano, roaba Dumnezeului de sus, am greșit înaintea ta, nebunește! Poftind, a îndrăznit spre tine, cine iartă ca o slujitoare a Dumnezeului celui bun și te roagă pentru noi Hristosului tău să ne dăruiască vederea. Iar Sfânta Iuliana, milostivindu-se spre dânsii, a luat puțină apă și ridicându-și ochii spre cer, a chemat pe Domnul grăind: Dumnezeule adevărat, Iisuse Hristoase, Mântuitorule al tuturor oamenilor, auzi-mă pe mine, roaba ta, și arată acum semnele și minunile pe care le faci fiilor oamenilor și dăruiește acestora vedere ca să se preamărească numele tău cel sfânt. Zicând aceasta, a stropit cu apă pe toți cei orbiți și îndată au văzut. Și căzând la pământ, mulțumeau lui Dumnezeu și alergând la biserica creștinească, își mărturiseau creșelile cu pocăință și s-au făcut creștini, învrednicindu-se de Sfântul Botez. Iar Sfântul Pavel, fiind chinuit de muncitori din porunca împăratului și bătut fără cruțare cu bețe de fier arse în foc, schimbându-se slugile și bețele, striga către împăratul grăind: Aureliane, tiranule păgân, ce rău am făcut ca să mă muncești așa de cumplit și fără de Dumnezeu? Căci cu adevărat, stăpânul meu Iisus Hristos îmi ușurează durerile, iar pe tine te așteaptă moștenirea veșnicului foc, care este gătită ție și diavolului care te-a ridicat asupra noastră. Aurelian a zis: Pavele, unde este Iuliana, sora ta? Zici că este fecioară și iată că acum este batjocorită prin desfrânare. Oare încă o mai socotești pe ea a fi fecioară? Sfântul răspunse: Crede Dumnezeului meu, cel ce mă ușurează durerile și mă izbăvește din izvodirile tale cele viclene, că și pe sora mea o va apăra și o va păzi fără de prihană de toată spurcăciunea, fiindcă a trimis din cer pe îngerul său să o păzească. Apoi, după un ceas, a grăit iarăși: Iată, se întoarce sora mea, fără de prihană, având curăția nevătămată, și vine să-mi vadă legăturile și rănile. Aceasta o grăia Sfântul, văzând cu ochii prorocești toate cele ce se făcuseră cu Sfânta Iuliana, căci tiranul trimisese să aducă pe Sfânta de la desfrânare, și după ce au adus pe Sfânta la judecată, văzând-o Sfântul Pavel, s-a umplut de mare bucurie și se veselea, luminându-se la față. Iar Aurelian a zis către Sfânta: Iuliano, s-au săturat desfrânații de frumusețea ta? Sfânta a răspuns: Frumusețea, cuvința și toată podoaba mea este Hristos al meu, care a trimis pe îngerul său și m-a păzit curată pe mine, smerita roaba sa, căci am nădăjduit spre el și slăvesc preasfânt numele lui, că numai el este Dumnezeu, care face minuni și nu este alt Dumnezeu afară de el. Apoi a poruncit tiranul să-l dezlege pe Pavel. După aceasta, din poruncă împărătească, a fost săpată o groapă adâncă, ca de trei stânjeni, au aprins foc întrânsa și au umplut-o cu lemne. Apoi, după ce au ars lemnele de săvârșit și s-au făcut mulți cărbuni de foc în groapa aceea, tiranul a poruncit să arunce în ea pe sfinții mucenici Pavel și Iuliana. Iar ei, bucuroși, mergeau spre groapa cea înfocată, binecuvântând pe Dumnezeu. Și chemând pe Mântuitorul Hristos în ajutorul lor, s-au însemnat cu semnul crucii și s-au aruncat în foc. Deci stăteau în foc cântând și lăudând pe Domnul, pentru că îngerul Domnului, pogorându-se din cer, a izgonit puterea focului din groapă, aruncând cărbunii afară, iar pe mucenici i-a păzit întregi și nevătămați.
și stăteau sfinții în groapă cântând și grăind. Bine ești cuvântat, Dumnezeule, împăratul veacurilor, că ți-ai adus aminte de smerenia noastră și ai stins văpaia focului, trecând ca un bun greșelile noastre. Tu ne-ai păzit întregi și sănătoși pe noi nevrednicii de mânia tiranului Aurelian. Și se auzeau în popor toate cuvintele lor și mulți din elinii, văzând puterea lui Dumnezeu, s-au umplut de bucurie cu inima și lepădându-se de idoli, au crezut în Hristos. Apoi, împăratul a poruncit să astupe cu pietre pe sfinții care erau în groapă, dar îndată s-a făcut tunet înfricoșat și fulgere, arătându-se un nor de foc, vărsându-se pe pământ, și s-a auzit glas din cer zicând: Aureliane, te vei duce în focul Ghehenei, care ți s-a gătit ție și tatălui tău diavolul. Atunci s-a înfricoșat Aurelian cu tot poporul elinesc și a poruncit tiranul să scoate pe sfinți din groapă și să-i închidă în temniță, iar ei slăveau pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le-a făcut cu dânsii. Iar la șaptea zi, șezând Aurelian la judecată, a poruncit slujitorilor să aducă pe toți idolii de aur și de argint pe care îi avea, împodobiți cu pietre de mare preț, și a așternut sub picioarele lor porfirea sa împărătească. Apoi, aducând pe sfinții mucenici Pavel și Iuliana, a zis către dânsii cu mânie: Apropiați-vă și vă închinați zeilor, că nu veți scăpa din mâinile mele. Iar Sfântul Pavel, cu îndrăzneală, a răspuns: Niciodată, tiranule, nu vom lăsa pe Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, deci nu nădăjdui că ne vei pleca vreodată spre închinarea idolilor. Aurelian zise: Vrednicule de cumplită moarte, oare ți se pare că aceștia sunt idoli? Nu cunoști puterea care este întrânși? Grăita Sfântul Pavel: Acest Zeus, care zici tu că este zeu, a fost om, care învățase meșteșugul vrăjitoresc și fiind mai mult decât toți oamenii, pătimași și prea neînfrânat, oricâte femei și fete le vedea frumoase, vrând să fie cu ele, le înșela în multe feluri cu vrăjile. Căci se prefăcea uneori în taur, alteori în chip de păsări, în vulturi și în lebădă, iar alteori în aur, și așa, amăgind și spurcând mulți oameni, se socotea de dânsi ca Dumnezeu și se cinstea. Și ca să nu mai grăiesc pe rând toate ale lui fapte fără de rușine și fără de lege, căci știu că te mânii auzind, însă nu de mânia ta mă tem, ci ca să nu se vatăme urechile celor ce aud, voi tăcea celelalte. Iar celălalt care este lângă Zeus și care se numește Apollon, oare nu din desfrânare este născut, dintr-o femeie ce se numea Latona, care l-a născut între doi copaci? Și acela oare nu multe fapte urâte a făcut urmând tatălui său Zeus? Asemenea și Dionisos, numitul vostru zeu, au doar nu este născut din desfrânare, din Semelia, fata lui Cadmos? Zisa Aurelian către sfânt: Minți, ticălosule, au nu din Hera, maica zeilor, este născut Dionisos? Sfântul Pavel a râs și a zis: Oare este vreun Dumnezeu născut din femeie și care a început a fi Dumnezeu nefiind mai înainte Dumnezeu? Și oare are Dumnezeu femeie și naște din femeie fii? Atunci Aurelian a zis: Necuratule și bârfitorule, până când cu mincinoase vorbe și cu dosădiri hulești și ocărăști pe zeii noștri? Au doar Iisus Hristos al vostru, despre care ziceți voi că este Dumnezeu ceresc, nu este născut din femeie? Răspuns a Sfântul Pavel: Nu ești tu vrednic să povestești tainele lui Dumnezeu, însă ca să nu se vatăme cu cuvintele tale cei ce stau împrejur, de trebuință este a spune pe scurt despre ceea ce întrebi. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și toate cele de pe dânsele, mările și toate cele ce sunt întrânsele. După aceea a zidit pe om după chipul și asemănarea lui, curat și fără nicio răutate, drept și binecredincios, și l-a pus în raiul cel plin de bunătăți, făcându-i și soție din coasta lui. Iar tatăl vostru, diavolul, nesuferind să vadă pe om într-o fericire ca aceea, a amăgit pe Eva și prin trânsa pe Adam, spre călcarea poruncii lui Dumnezeu. Și a fost izgonit Adam împreună cu Eva din rai și a născut fii și fiice, din care s-a umplut lumea. Și tot neamul omenesc era supus sub moartea păcatului, ce intrase în lume prin călcarea de poruncă. Și toți strămoșii noștri, cei drepți, se pogorau în iad, ca și cei nedrepți. Că de la Adam împărățise moartea, precum apostolul lui Hristos greșește, și peste cei ce nu greșiseră, după asemănarea călcării de poruncă a lui Adam. De aceea, Tatăl cel Ceresc, atotputernicul Dumnezeu, milostivindu-se spre neamul omenesc și voind a-l ajuta, a trimis pe Fiul Său, ca să ia asupra sa trup omenesc și să mântuiască pe Adam și pe cei ce erau împreună cu dânsul, fiind ținuți în legăturile iadului. Iar Fiul lui Dumnezeu este cuvântul Tatălui, cel mai înainte de toți vecii, născut din trânsul.
El este înțelepciunea lui, puterea și dreapta lui, pentru a cărui întrupare, Arhanghelul Gavril, bine a vestit Sfintei Fecioare, cele prea curate și prea cinstite, născută din prorocească și împărătească seminție, într-o al cărei prea curat și sfințit pântece, însuși Dumnezeu, adică cuvântul Tatălui cel nevăzut, sălășluindu-se, a luat asupra sa trup, când a zis către dânsa îngerul: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine! Și iarăși, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci s-a născut Fiul lui Dumnezeu, cuvântul Tatălui, din Fecioara cea fără de prihană, cu trup, cu care s-a îmbrăcat ca și cu o haină, pentru mântuirea oamenilor, pentru că nimeni nu putea să-L vadă pe Dumnezeul cel adevărat, așa precum este El. Deoarece Dumnezeu este foc care mistuiește, nici nu poate omul viețuind pe pământ să vadă fața lui Dumnezeu și să fie viu. De aceea Dumnezeul nostru, întrupându-se, s-a născut și ca un prunc cu lapte a fost hrănit, desăvârșit fiind cu dumnezeirea. După aceea a fost prunc tânăr, crescând cu trupul ca om desăvârșit și împreună a locuit cu oamenii 33 de ani, umblând prin cetăți, prin laturi și prin sate, binefăcând tuturor și zbăvind pe cei asupriți de diavol. Apoi s-a răstignit de voie pe lemnul crucii, ca să dea mântuire lumii celei pierdute prin înșelăciunea diavolească. Și murind cu trupul, s-a pogorât în iad cu sufletul său cel sfânt și a sfârmat porțile cele de aramă și a frânt zăvoarele cele de fier. Și a scos din întuneric și din legăturile diavolești sufletele sfinților și în părțile cele de sus le-a ridicat. Iar a treia zi a înviat din morți cu trupul său. După înviere, s-a arătat ucenicilor și la mulți alții, care au crezut în trânsul cu adevărat, și a stat pe pământ, mâncând și bând cu apostolii, încă 40 de zile. După aceea, s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl cu trupul său. Iar acum, diavolul se vaită de durere, deoarece Hristos Dumnezeu l-a surpat sub picioarele creștinilor, ca să se calce de cei ce intră într-o împărăția cerului, de care tu ești străin, căci ai parte de veșnicul foc al Ghienei, care este moștenirea tatălui tău, diavolul. Acestea, auzindu-le Aurelian, s-a tulburat la față de mânie și, scrâșnind din dinți, a zis: Bârfitorule și necuratule, multe cuvinte mincinoase te-am lăsat pe tine să grăiești, cu îndelungată răbdare, dar până când te voi lăsa, am ocărât pe mine și a holit pe zei. Acum vă grăiesc vouă cuvântul cel mai de pe urmă, de nu jertfiți zeilor, cu cumplite morți vă voi pierde. Iar Sfântul Pavel și Iuliana cu mare glas au strigat zicând: Creștini suntem și spre Hristos avem nădejde. Zeilor tăi nu ne vom închina și diavolilor tăi nu vom sluji și nici de muncile tale nu ne temem. Scornește asupra noastră munci câte voiești, căci credem în Dumnezeu, iar tu vei fi biruit de Hristos, cel ce ne întărește pe noi și biruiește ale tale înrăutățite și tirane meșteșugiri. Atunci Aurelian a poruncit ca pe Sfântul Pavel să-l lege de un lemn și cu foc aprins să-i ardă fața strigând: Nu ocărâ pe împăratul și stăpânul la toată lumea și nu-i huli pe zei. Iar Sfânta Iuliana a strigat: Tiranule necurat, ce rău a făcut fratele meu ca așa de cumplit să-l muncești? Iar Aurelian a poruncit ca tot astfel să lege și pe Sfânta Iuliana, să o muncească și cu foc să-i ardă fața ei. Și îi zicea: O, femeie fără de rușine, rușinează-te, precum se cuvine femeilor. Sfânta a răspuns: Cu adevărat, Aureliane, te voi asculta pe tine, cel ce-mi poruncești să mă rușinez, fiind eu femeie, însă mă rușinez de Hristos Dumnezeu, care este viu înaintea ochilor mei și nu pot a-L lăsa și a mă închina diavolilor, căci cred cu tărie în Dumnezeul meu. Aurelian, văzându-se ocărât de sfinții mucenici, se mânia și totodată se rușina și a poruncit ca tot trupul lor să-l ardă, iar poporul, care privea la chinuirea sfinților, striga cu mare glas: Împărate Aureliane, judeci cu nedreptate și tot cu nedreptate îi muncești pe aceea. Dacă nu voiesc să aducă jertfe zeilor, dă asupra lor răspuns de moarte. Atunci Aurelian, temându-se ca să nu se scoale cineva din popor împotrivă, a dat răspuns ca să li se taie capetele, iar trupurile lor să se arunce spre mâncarea câinilor, a fiarelor și a păsărilor. Astfel au fost duși sfinții la moarte, bucurându-se, veselindu-se și cântând cuvintele psalmului: Mântuit ne-ai pe noi, Doamne, de cei ce ne supără și pe cei ce ne urăsc i-ai rușinat. Și fiind scoși afară din cetate, la locul cel de tăiere, Sfântul Pavel a rugat pe Gealat ca mai întâi să taie pe Sfânta Iuliana, căci se temea ca nu cumva ea să se înfricoșeze văzând tăierea lui.
iar Sfânta Iuliana, însemnându-se cu semnul crucii, și-a întins grumazul, veselindu-se, și i l-au tăiat. Iar Sfântul Pavel, văzând pe sora sa săvârșită prin mucenicie, și-a ridicat ochii la cer și a mulțumit lui Dumnezeu. După aceea, îngrădindu-se însuși cu semnul crucii, și-a întins grumazul și i l-au tăiat. Deci sfintele lor trupuri au zăcut afară din cetate, neîngropate, căci erau puși ostași de împărat să pândească de departe, ca să nu le fure creștinii. Și veneau la locul acela câini și nu se atingeau de trupurile mucenicilor. Asemenea și lupii venind, nu numai că nu se atingeau, dar chiar le străjuiau, șezând lângă ele nedepărtați. Apoi și păsările mâncătoare de trupuri zburau pe deasupra, însă nici una n-a șezut pe ele, ci numai zburau peste ele ca și cum le-ar fi păzit și nici muște nu lăsau să cadă pe ele. Și aceasta a fost 7 zile și 7 nopți. Ostașii au vestit aceasta lui Aurelian, iar el auzind a zis: „O, ce farmece de rea credință au creștinii, căci nici morți n-am putut să-i biruim!” Și a poruncit ostașilor ca noaptea să se ducă de la strajă, căci nu voia să-i mute ziua, ca să nu fie batjocoriți de creștinii. Iar făcându-se ziua, creștinii, văzând că ostași de strajă nu sunt, au mers și au luat mult chinuitele trupuri ale sfinților mucenici Pavel și Iuliana și le-au îngropat la ei cu cinste, împărățind de Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă, cinste și închinare se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, cuviosul Iacob Pustnicul. Smerenia se face oamenilor ce iubesc pe Dumnezeu pricinuitoare de multe bunătăți folositoare de suflet, adică a celor ce își îndreptează viața după poruncile Mântuitorului. Pe această smerenie, dacă va câștiga-o cineva desăvârșit, acela nu se teme că va cădea în păcat, pentru că nu se înalță și nu nădăjduiește în sine, ci în Dumnezeu. Iar cât de multă vătămare, netămăduită și mare pagubă aduc mândria și trufia celor ce nu se păzesc, se arată din povestirea ce ne este pusă înainte. Deci să se învețe din ea cei ce petrec viața cerească pe pământ, în ce chip să fie cu îngrijire și să se păzească să nu cadă cei cărora li se pare că stau bine. În această povestire vom afla o prea frumoasă povățuire de viață și de prindere desmerită cugetare. Vom vedea chipul ridicării grabnice și fără de lenevire din căderea păcatului și vom cunoaște puterea pocăinței care atât de mult poate la milostivul Dumnezeu, încât răpește pe om nu numai din porțile iadului și din durerile ghienei, ci îl și îndreptează la mai bună viață decât cea din tâi și la mai înalte fapte bune decât cele din tâi, ajutându-i darul Domnului. Deci se cade să începem această povestire folositoare de suflet. Era un bărbat sihastru în țara Feniciei, viețuind aproape de cetatea ce se numea Porfirion, cu numele Iacob. Acela, lepădându-se de deșertăciunile acestei vieți vremelnice și primind călugăria, a petrecut 15 ani într-o peșteră. Și atât de mult a sporit în puzniceștile nevoințe și atât de mare s-a făcut în faptele bune și de Dumnezeu iubit, încât s-a îndrednicit a lua de la Dumnezeu putere asupra diavolilor. Astfel, multe vindecări dăruia oamenilor în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, încât toți se minunau de acea viață plină de fapte bune, alergând la el nu numai credincioșii, ci și necredincioșii samarinenii, pe care, cu prorocească vedere, cunoscându-i dumnezeiescul bărbat, îi învăța mult din dumnezeieștile scripturii și îi întorcea la adevărata credință creștinească. Dar diavolul, care de la început urăște neamul omenesc, iar mai vârtos pismuiește asupra celor ce cu o sârdie slujesc lui Hristos, văzându-se rușinat prin faptele cele bune și multe ale acelui sfânt bărbat și prin viața sa cea desăvârșită, s-a sculat asupra lui cu meșteșugirile sale, vrând să-l izgonească din locurile acelea. Deci, intrând într-unul din necredincioșii samarinenii care viețuiau în cetatea Porfirion, ca altădată în Iuda, l-a îndemnat să înăltească pentru izgonirea lui Iacob. Acela, adunând samarineni de un gând cu păgănătatea sa, rudenii și prieteni, vecini și slugi, a venit cu ei în casa necuratului lor popă și s-au sfătuit toți împreună cum l-ar izgoni pe Iacob din hotarele acelea, căci întoarce pe mulți din credința lor la Hristos. Sfătuindu-se mult, s-au învoit la o meșteșugire ca aceasta. Au chemat la dânsii pe o femeie desfrânată,
Și i-au dat ei 20 de galbeni și încă tot atâta i-au făgăduit Aida numai să meargă și să înșele pe Iacob sihastrul spre păcat, ca să poată ei afla asupra lui pricină și să-l izgonească din hotarele lor cu necinste ca pe un desfrânat. Deci femeia aceea, fiind momită, s-a dus la dânsul seara, foarte târziu, și bătând la ușă, îl ruga ca să-i deschidă și să o lase înăuntru. Dar fericitul, nedeschizându-i, ea mai tare bătea fără de rușine, supărându-l cu multele rugăminți. Și deschizând sfântul ușa și văzând pe femeie stând, socotea că este o nălucă. Deci îngrădindu-se cu semnul crucii, îndată a închis iarăși ușa și întorcându-se în chilie, stătea cu fața spre răsărit. Și se ruga lui Dumnezeu cu dinadinsul ca să izgonească de la dânsul drăcească înălucire. Și fiind miezul nopții, femeia bătând neîncetat, a strigat cu mare glas către el zicând: Miluiește-mă tu, cel ce ești adevărat rob al Dumnezeului celui viu, deschide-mi ușa ca să nu fiu înaintea chiliei tale mâncare fiarelor. Iar cuviosul bărbat Iacob, gândindu-se la vremea acea de noapte și la mulțimea fiarelor, a deschis ușa nevrând și a zis către dânsa: De unde ai venit și ce cauți aici? Femeia a răspuns: Sunt din mănăstirea fecioarelor, trimisă în cetate de egumenă pentru o trebuință. Și iată, întorcându-mă, m-a cuprins noaptea întunecată și am rătăcit din cale și am venit aici. Deci mă rog ție, omule al lui Dumnezeu, miluiește-mă și nu mă lăsa înaintea ușii tale ca să mă mănânce fiarele, ci îmi poruncește ca să rămân la tine în noaptea aceasta, până ce se va face ziua, și voi merge apoi în calea ce-mi este înainte. Iar cuviosul, milostivindu-se spre dânsa, a lăsat-o înăuntru, punându-i înainte pâine și apă și închizându-se singur în chilia cea mai dinăuntru, a lăsat-o pe ea în cea mai din afară. Deci ea, mâncând pâinea, s-a odihnit puțin. După aceea, prefăcându-se că este bolnavă, a început a striga cu amar, tăvălindu-se la ușa chiliei cele mai dinăuntru și rugând pe cuviosul ca să-i ajute. Iar sfântul, uitându-se pe o ferestruică și văzând-o bolind, nu se pricepea ce îi va zice sau ce îi va face. Iar ea a zis: Rogu-mă ție, părinte, caută spre mine și mă îngrădește cu semnul crucii de vreme ce mă doare inima foarte rău. Iar el, auzind aceasta, a venit la dânsa și îndată, aprinzând foc, aproape de femeie și aducându-mi de lemnul sfânt pe care îl avea, a șezut lângă ea. Și punând la foc mâna cea stângă, iar pe cea dreaptă, muind-o în sfântul unde lemn, se atingea de pieptul acelei femei, pe de o parte făcând semnul crucii, iar pe alta ungându-și încălzindu-i inima ei cu mâna, căci spunea că foarte rău bolește. Iar ea, de necurată poftă fiind pornită spre dânsul, voind a-l vâna la păcat, îi zicea: Mă rog ție, părinte, unge-mă mai mult cu un de lemn și cu mâna încălzește-mi inima, ca să înceteze durerea care m-a cuprins. Iar Iacob, fiind nevinovat cu inima și fără de răutate, credea cuvintele femeii și a făcut aceea. Însă, văzând și înșelăciunea diavolească, ce îi ridica război trupului și temându-se ca nu cumva din milostivirea și îndurarea cea de prisos față de dânsa să-și aducă asupra sufletului său veșnică durere, 2 sau 3 ceasuri și-a ținut mâna stângă în foc, suferind tare, încât și încheieturile degetelor lui, arzându-se, au căzut. Aceasta o făcea fericitul, oștindu-se împotriva războiului diavolesc, ca pentru nesuferita durere, ci îi se făcea prin arderea focului să nu-i vie un gând necurat în minte. Văzând aceasta, femeia s-a înspăimântat, pentru că vedea toată mâna sfântului acum arsă, și umilindu-se, s-a sculat îndată și s-a aruncat la picioarele sfântului cu lacrimi, bătându-și pieptul său și strigând: Vai mie, ticăloasa și orbita, vai mie, că m-am făcut lăcaș al diavolului! Iar sfântul, văzând și auzind aceea, se minuna foarte și a zis: Scoală-te, femeie! Și a ridicat-o de la pământ de grabă. Apoi, făcând rugăciune cu dinadinsul către Dumnezeu, a zis femeii: Spune-mi, ce este aceasta? Pentru ce ai venit la mine? Deci, abia venindu-și în fire, femeia i-a spus lui toate cu deamănuntul, cum au îndemnat-o pe ea păgânii samarineni asupra lui, dar mai ales, singur diavolul a făcut un meșteșug ca acesta ca să poată vâna cu păcatul trupesc pe dreptul bărbat, care în viață urma celor fără de trup. Unele ca acestea, auzindu-le cuviosul, a suspinat cu greu și, vărsând multe lacrimi, a dat mulțumirea lui Dumnezeu. După aceea, învățându-o pe ea și binecuvântând-o, a trimis-o la preasfințitul Alexandru Episcopul, iar femeia, venind la biserică, și-a mărturisit lui Dumnezeu și episcopului toate păcatele sale. Și învățându-o episcopul din destul și văzând-o că se pocăiește cu adevărat, a luminat-o cu sfântul botez și a trimis-o în mănăstirea de fecioare,
făcând o mireasă lui Hristos. După aceea, adunând tot poporul creștinesc și clerul său, a izgonit din cetate și din părțile acelea pe toți samarinenii. Apoi, venind la fericitul Iacob, l-a întărit într-o viață ca aceea cu părintești cuvinte. Iar femeia, cea mai înainte pomenită, care fusese păcătoasă, s-a făcut sfântă, cu ajutorul darului Domnului, căci a plăcut lui Dumnezeu și s-a învrednicit a lua stăpânire asupra diavolilor. Nu după multă vreme, o fiică a unui slăvit boier, muncindu-se de duh necurat, a început a chema pe nume pe Sfântul Iacob și au dus-o părinții ei la Sfântul, rugându-l ca, fiindu-i milă de acea tânără, să izgonească duhul cel necurat din trânsa. Iar Sfântul bărbat, rugându-se lui Dumnezeu pentru dânsa și punându-și mâna pe ea, cu puterea lui Dumnezeu îndată agonit din trânsa diavolul și s-a făcut sănătoasă fecioara. Aceasta văzând-o părinții ei, mulțumind lui Dumnezeu și vrând să mulțumească și omului lui Dumnezeu, i-au trimis lui 300 de galbeni. Iar dreptul bărbat, nu numai că n-a voit a-i lua, ci nici n-a privit la aur zicând: nu se cuvine a cumpăra dumnezeieștile daruri, nici a le vinde, căci zice Scriptura: în dar ați luat, în dar să dați, iar aurul acela se cade să-l dați la săraci, căci eu, viețuind în pustie, nu am trebuință de el. Și așa a trimis înapoi pe oamenii cei trimiși împreună cu aurul. După aceea, un tânăr oarecare fiind slăbănogit de amândouă picioarele prin lucrarea diavolească, a fost adus de rudenii la Sfântul Iacob, pe care îl pofteau să se roage lui Dumnezeu pentru bolnav. Iar cuviosul, postind și rugându-se 3 zile, a vindecat pe slăbănog și, binecuvântându-l, i-a poruncit să se întoarcă pe picioarele lui la casa sa. Și mulți din cei cuprinși de felurite neputințe veneau la acest făcător de minuni și toți cu rugăciunile lui se tămăduiau și se întorceau de la dânsul sănătoși. Deci, văzându-se omul lui Dumnezeu foarte mult cinstit de toți și temându-se ca nu cumva să se vatăme cu deșarta slavă, a lăsat acel loc și a fugit, depărtându-se de slava omenească. Și ieșind din cetate, ca la 40 de stadii, a găsit lângă un pârâu o crăpătură mare în piatră și, sălășluindu-se întrânsa, a viețuit 30 de ani în rugăciuni și lacrimi, iar ca hrană a avut multă vreme verdețurile ce creșteau pe lângă pârâu. După aceea, făcându-și o mică grădină și lucrând întrânsa o parte din zi, se hrănea din rodurile ei. O viață ca aceea a lui, până într-atâta se preamărise, încât monahii și clericii de la 20 de mănăstiri veneau la dânsul pentru folos. Și nu numai cei duhovnicești, ci și oamenii mireni, fără de număr alergau la el și se povățuiau de dânsul spre fapta bună, învrednicindu-se binecuvântării și rugăciunii lui, și mult folos primeau de la dânsul. Un bărbat ca acesta, care se învrednicise de atâta dar dumnezeiesc, a fost slobozit să cadă cu o cădere prea cumplită. Și această ispită grea i-a fost fiindcă se înălța cu gândul, socotind a sa sfințenie și viață plăcută lui Dumnezeu și biruindu-se de duhul mândriei, iar începutul căderii lui a fost într-acest fel. Diavolul, vrăjmașul cel din început al oamenilor, care urăște pe cei ce au viață plăcută lui Dumnezeu și neîncetat le sapă groapă, a intrat într-o fecioară care era fiica unui om bogat și, muncind-o pe ea, chema cu gura ei numele lui Iacob și zicea: nu voi ieși dacă nu mă veți duce la Iacob pusnicul. Iar părinții, luând-o pe ea, înconjurară mănăstirile și pustiile, căutând mult pe acel sfânt părinte Iacob, și abia putând a-l afla, au căzut la picioarele lui strigând: miluiește pe fiica noastră, că rău pătimește de duhul cel necurat. Și iată, sunt acum 20 de zile de când nici hrană, nici băutură n-a luat, ci strigând, singură pe dânsa se sfâșie și cheamă numele tău. Iar el, stând la rugăciune, atât de mult s-a rugat pentru dânsa lui Dumnezeu, încât și locul acela pe care stătea s-a cutremurat. Iar după sfârșitul rugăciunii, a suflat spre ea zicând necuratului duh: în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ieși din fecioara aceasta. Și îndată diavolul, fiind ars ca de un foc, a fugit din trânsa, iar fecioara, căzând la pământ, a rămas mult timp fără glas. Apoi, Sfântul Iacob, rugându-se lui Dumnezeu, a luat-o de mână și, ridicând-o de la pământ, a dat-o părinților ei. Iar ei, văzând o astfel de minune, au preamărit pe Dumnezeu. Și temându-se să nu se întoarcă iarăși întrânsa duhul necurat, l-au rugat pe Sfântul ca să mai șadă la dânsul fiica lor până a treia zi, până ce desăvârșit se va însănătoși. Și a rămas fecioara la bătrân, iar părinții ei s-au dus. Însă se cuvine, precum și la început am zis,
spre folosul multora și spre paza cu dinadinsul a celor ce călătoresc cu cerească viață pe pământ, ca povestind viața oamenilor celor desăvârșiți, să spunem nu numai faptele cele bune ale lor, ci și ispitele ce li s-au făcut de la vrăjmașul cel întru tot rău, prin care, oarecând împiedicându-se, au căzut un timp și iarăși s-au sculat. Deci, precum faptele bune, cele mari și adevărate ale acestui minunat bărbat le-am spus, așa și furtuna ce se sculase asupra lui și acea cumplită cădere o vom mărturisi, însă vom spune mai pe urmă și minunile cele mari ale cuviosului. Căci pe cât de frumoasă viața avea înaintea fericitului Iacob, pe atât de mare a fost căderea lui. Și pe cât de greu a căzut, cu atât mai bine, sculându-se după cădere, s-a îndreptat. Deci să auzim ce i s-a întâmplat. Rămânând la dânsul acea fecioară, diavolul, văzându-l pe el singur într-un loc ca acela pustiu și găsind vreme lesnicioasă pentru meșteșugul său, a ridicat asupra lui război de necurate gânduri și poftă trupească. Și atât de mult l-a aprins pe el cu pofta, încât acela, care mai înainte nu s-a biruit prin înșelarea desfrânatei ce era îndemnată de samarineni asupra lui, precum mai înainte am zis, care și-a ars mâna în foc ca întreaga înțelepciune și curățenie să-și păzească, care a făcut minuni și a izgonit diavolii, acela, aprinzându-se cumplit de poftă desfrânată, a uitat frica lui Dumnezeu și pusniceștile sale ostenel de mulți ani, precum și darul vindecării ce primise de la Dumnezeu. Și cu toate că era la adânci bătrâneți, însă, biruindu-se de diavol, a căzut și a siluit-o pe fecioară, răpindu-i fecioria ei, precum și pe a sa, și astfel și-a prihănit și trupul și sufletul și și-a pierdut toate cele mai dinainte ale sale ostenel pusnicești. Și nu i-a fost de ajuns a face acel păcat, ci încă a făcut altul și mai rău. Că precum cineva, alunecând din deal, se prăvălește la vale și din piatră în piatră alunecând se sfărâmă, astfel i s-a întâmplat și lui. Că dintr-un păcat mare alunecând, a căzut într-altul mai mare și mai cumplit, adăugând fără de lege peste fără de lege. Pentru că, punându-i vrăjmașul un gând fricos, cugeta în sine zicând, poate fata va spune părinților săi că am siluit-o și îmi va fi rușine și ocară, apoi voi fi pentru ea în primejdie mare. Deci, sculându-se, fiind îndemnată de diavol, a omorât pe acea fată nevinovată, socotind că astfel își va ascunde de oameni întâiul său păcat și va scăpa de rușine. Dar n-a rămas numai până aici, ci și mai mult s-a întins spre păcat, căci trupul fetei, pe care l-a întinat cu a sa necurățenie și l-a ucis fără milostivire cu mâna sa, nu l-a dat obișnuitei îngropări în pământ, ci luându-l, l-a aruncat în repejuna părâului, fără de nicio milă. Un astfel de rod are mândria, căci dacă monahul acela nu s-ar fi socotit a fi sfânt și mare, n-ar fi căzut așa de cumplit, și nici nu ar fi fost batjocorite bătrânețile lui de vrăjmașul, care era batjocorit și călcat de el altădată, pe când era tânăr. Iar după astfel de grele păcate ce făcuse, a început a-l surpa pe el diavolul, ca pe un rob al său legat în cea mai de pe urmă groapă a pierzării, în prea greul păcat, mai mult decât toate păcatele, adică în deznădejdea lui Cain și a lui Iuda. Și șezând el în chilie, nu știa ce va mai face, decât numai se mustra de conștiință, suspinând și deznădăjduindu-se, neîndrăznind a-și deschide nici gura la rugăciune, nici a-și întoarce mintea spre Dumnezeu. După aceea, s-a gândit să fugă de acolo, într-o altă țară mai depărtată, să se ducă în lume, lepădându-și călugăria, ca să slujească la bătrânețe lumii și diavolului. Deci a ieșit din peșteră și s-a apucat de calea cea gândită și alerga repede, fiind alungat de deznădejde ca de o furtună mare. Însă darul cel mare și fără măsură al iubirii de oameni al lui Hristos, cel nebiruit de păcatele a toată lumea, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să nu piară niciunul, nu l-a trecut cu vederea nici pe acest bătrân căzut, nici nu l-a lăsat până la sfârșit să fie de batjocura diavolilor, ci cu negrăitele sale judecăți i-a pregătit ridicarea și îndreptarea. Căci ducându-se pe calea pe care o apucase, i s-a întâmplat în cale o mănăstire și, intrând întrânsa, s-a închinat egumenului și fraților, iar ei, spălându-i picioarele, i-au pus înainte pâine ca să mănânce. Dar Iacob nici nu voia să audă de aceea, decât nu mai suspina cu greu adeseori și rugându-l frații să primească hrană, le-a zis, amar mie ticălosul, cum voi putea să-mi ridic ochii la cer, cum voi mai îndrăzni să chem numele lui Hristos, pe care l-am supărat, și cum voi îndrăzni a mă atinge de bunătățile lui,
fiind desfrânat și ucigaș. Și a mărturisit tuturor pe rând toate cele ce făcuse. Auzind toate acelea, egumenul și frații s-au tulburat și, fiindu-le milă de dânsul, îl mângâiau să nu se deznădăjduiască, ci să facă canon de pocăință pentru păcatele sale cele făcute. Și l-au rugat mult să rămână la dânsii, dar n-a voit să-i asculte nici de cum, ci s-a dus în lume. Și mergând el nu puține depărtare de cale prin pustie, le-a întâmpinat un frate oarecare insuflat de Dumnezeu, după purtarea lui de grijă și, închinându-se bătrânului Iacob, l-a rugat să se abată din cale și să meargă la dânsul în pusniceasca sa chilie, care era acolo aproape. Deci, silindu-l prin rugăminte, l-a dus la el și, spălându-i picioarele, îi arăta toate cele ce se cădeau iubirii de străini, punându-i înainte hrana ce o avea și îl ruga să guste. Dar Iacob, fiind mustrat de vinovăția sa, suspina adeseori din adâncul inimii și se bătea în piept, iar de hrană nici nu voia a se atinge. Atunci, fratele acela a căzut la picioarele bătrânului, mângâindu-l și cu jurământ adevărindu-l că nu se va scula de la pământ, până ce nu-i va făgădui că va gusta din cele puse înainte. Deci, făgăduindu-i bătrânul, fratele s-a sculat de la pământ și au gustat din hrană așa cum putea să fie, ca în pustie. Apoi, după gustarea hranei, sculându-se amândoi, au mulțumit lui Dumnezeu și iarăși au stat. Atunci, fratele viețuitor în pustie a zis către bătrânul Iacob: Părinte, spune-mi ceva de folos. Învață-mă pe mine fiul tău în Hristos și mi-ntărește inima, căci sunt foarte tulburat de multe și felurite gânduri. Atunci Iacob, tânguindu-se foarte, plângea nemângâiat și bătându-și pieptul, grăia: Lasă-mă, frate, să plâng pentru grelele mele păcate cu care am mâniat pe Dumnezeu, căci în aceste deșarte și necinstite bătrânețele mele, ca un oarecare copil, fiind împins de diavol, am căzut în pierzare și am pierit. Pentru că patimile pe care le-am biruit în tinerețile mele, de acele am fost biruit la bătrânețe, căci m-am aruncat în necuratul noroi al desfrânării și am îndrăznit a face fapte cu mult mai rele decât aceea. Auzind acestea, fratele acela s-a umplut de mare mâhnire și întristare și ruga pe bătrân să-i spună de amănuntul toată acea ispitire diavolească. Însă îl ruga aceasta pentru două pricini. Întâi, ca mărturisindu-și păcatele, să se deștepte spre pocăință, iar al doilea, ca și el auzind de căderea bătrânului, să-și fie păzitor, ferindu-se de asemenea căderii. Deci a început Iacob a povesti astfel: Eu am slujit Domnului 50 de ani și mai bine, în post și în viața pusnicească, împotrivindu-mă tare patimilor, de care lucru sunt și semne pe trupul meu, căci mâna mea a mars-o în foc pentru curăție și mare dar mă învrednicisem a avea eu nevrednicul de la prea bunul Dumnezeu și multe minuni a făcut Dumnezeu prin mine, omul cel fără de lege. Dar pe urmă, satana a intrat în oarecare fată, ai cărei părinți, auzind de darul lui Hristos care era în mine, au adus-o ca să mă rog pentru dânsa și cu ajutorul lui Dumnezeu am izgonit pe diavol din ea. Atunci, părinții ei m-au rugat să stea fata lor la mine încă 3 zile, până ce se va însănătoși de săvârșit, și lăsându-o la mine, s-au dus. Iar eu, aprinzându-mă de poftă trupească și orbindu-mă cu mintea, nepomenind nici pe Dumnezeu în ceasul acela, nici de ghienă temându-mă, nici gândind că îmi pierd ostenelile cele de mulți ani, am siluit-o pe fată și am prihănit-o cu desfrânarea. Dar nu mi-a fost destul acel păcat, ci îndemnându-mă pe mine diavolul, am îndrăznit a face și altul mai grozav decât cel dintâi. Căci am omorât pe fata aceea și am aruncat trupul în pârâu. Deci, deznădăjduindu-mă de mântuire, am ieșit din locul meu și mă duc în lume. Căci cum voi putea să ridic ochii spre înălțimea cerului? Și de voi îndrăzni a chema numele lui Hristos, el, pogorându-se din cer, mă va arde. Mărturisind el acestea, cu multe lacrimi și cu amară tânguire, fratele acela s-a umilit cu inima și, căzând pe grumajii bătrânului, îl săruta grăind: Rog-mă ție, părinte, nu slăbi cu sufletul, nici te deznădăjdui de mântuirea ta, ci crede că este loc de pocăință la Dumnezeu. Mărturisește lui păcatele tale, pentru că Domnul este mult milostiv și milostivirea lui asupra noastră este negrăită. Căci dacă n-ar fi fost chip de pocăință la Dumnezeu, apoi cum David, după primirea prorocescului dar, căzând în groapa desfrânării și a uciderii, ar fi putut câștiga iertarea păcatelor sale celor mari? Dacă n-ar fi fost loc de pocăință, apoi nici Sfântul Petru, bătrânul între apostoli, căruia i-a încredințat Domnul cheile împărăției cerului, după lepădarea de 3 ori de Domnul nostru, Iisus Hristos,
în vremea pătimirii celei de voie și după plângerea cu Amar, n-ar fi luat iertare de greșelile sale și mai mare cinste, căci a fost pus păstor oilor celor cuvântătoare ale lui Hristos. Deci să ne pocăim până ce avem vreme. Cu niște cuvinte ca acestea, întărind fratele acela sufletul lui Iacob, îl rugă ca să rămână împreună cu dânsul, dar acela nu voia. Atunci a căzut fratele la picioarele bătrânului și, sărutându-le, îl ruga să nu se despartă de dânsul, căci se temea ca bătrânul să nu-și piardă sufletul căzând în deznădejde și, neputând al îndupleca, s-a întristat foarte și plângea. Și rugându-se lui Dumnezeu pentru el cu o sârdie, l-a slobozit, dându-i hrană trebuincioasă pentru cale și l-a petrecut până la 15 stadii, îndemnându-l spre pocăință. După aceea, cuprinzându-l și sărutându-l cu lacrimi, s-a întors la chilia sa. Iar Iacob, mergând multă cale spre a se duce în lume, s-a abătut puțin și a aflat un mormânt vechi, făcut în chip de peșteră, în care erau o mulțime de oase, care se prefăcuseră în praf, de vechimea vremii. Deci, intrând în mormântul acela și toate oasele adunându-le într-un colț, s-a închis acolo. Apoi, plecându-și genunchii la pământ și bătându-se în piept, se mărturisea lui Dumnezeu cu strigare și cu mare tânguire, grăind: Cum voi privi la tine, Dumnezeul meu? Ce începătură voi pune mărturisirii mele? Cu ce îndrăzneală voi mișca spre rugăciune necurata mea limbă și gură și de care păcat mai întâi voi începe a cere iertare? Pentru desfrânare sau pentru ucidere? Dă-mi iertare greșelilor mele cumplite, prea bunule stăpân! Fii milostiv mie, nevrednicul, prea milostive Dumnezeule, și nu mă pierde pentru lucrurile mele cele urâte, căci nu sunt mici fără de legile mele. Am făcut desfrânare și ucidere, am vărsat sânge nevinovat, încă și trupul l-am dat apelor, fiarelor și păsărilor spre mâncare. Și acum, Doamne, ție, atotștiutorule, pe acestea le mărturisesc, cerând iertare. Nu mă trece cu vederea, stăpâne, ci după negrăita ta iubire de oameni, miluiește-mă pe mine necuratul. Arată-mi bunătatea ta cea prea mare și curățește toate fără de legile mele, ca să nu mă înnece vrăjmașul pe mine cel afundat în adâncul păcatului și balaurul cel mai de jos să nu mă înghită. Într-o mărturisire ca aceasta a greșelilor sale și într-o pocăință ca aceasta a petrecut fericitul Iacob 10 ani, îngropând în mormânt viața sa. Și s-a făcut el ca un mort, sălășluindu-se cu oasele morților, iar spre cei vii, neîntorcându-se deloc. Căci, deși se întâmpla cândva a venit cineva acolo, el către nimeni nu vorbea și celor ce îl întrebau nu le răspundea. Și nici nu vorbea nimic, decât numai spre Dumnezeu își deschidea gura la rugăciune și spre mărturisirea greșelilor sale în mormântul cel închis. Iar hrana lui erau niște verdețuri de mâncare ce creșteau pe acolo, în locurile cele pustii. Și din acelea numai atât gusta cât să nu moară de foame. Și toată acea vreme de 10 ani a petrecut-o în neîncetate lacrimi, în suspinuri și în rugăciuni, ziua și noaptea, strigând cu tânguire către Dumnezeu, mărturisind și bătându-și pieptul fără cruțare. Iar întru tot înduratul și mult milostivul Dumnezeu, cel ce nu voiește moartea păcătosului, ci întoarcerea spre viață, n-a trecut cu vederea o pocăință ca aceea a lui atât de lungă, ci auzind suspinul și mărturisirea lui, i-a iertat greșelile și a dăruit iarăși darul facerii de minuni. Și după pocăință, minunea lui cea dintâi a fost aceasta ce urmează. Secetă și arșiță cumplită, cuprinzând toată latura aceea, și tot poporul rugându-se lui Dumnezeu cu post și cerând ploaie, s-a făcut descoperirea episcopului acelei cetăți ca unui bărbat îmbunătățit și sfânt, zicându-i: Este un sfânt părinte care locuiește într-un mormânt în latura voastră. Acela, dacă se va ruga lui Dumnezeu pentru voi, toate răutățile vor înceta și ploaia ducătoare de roade se va pogorâ. Iar episcopul, adunând dimineața clerul său și tot poporul, le-a spus descoperirea ce i se făcuse de la Dumnezeu. Și au mers cu cruci și cu cântări de rugăciuni la mormântul cuviosului Iacob. Bătând în ușa cea închisă, episcopul rugă împreună cu tot poporul pe plăcutul lui Dumnezeu, ca să aibă milă de latura lor și să se roage lui Dumnezeu, ca să întoarcă de la ei dreapta mânie și certare, să înceteze seceta și să trimită ploaie pe pământ. Dar el nimic nu le răspundea din mormântul acela, căci nici ochii nu îndrăznea a-i ridica în sus, ci numai își bătea pieptul grăind în sine: Milostiv fii mie, Hristoase, pentru multele și cumplitele mele fără de legi. Iar episcopul multă vreme a stat bătând și rugându-se cu dinadinsul.
și neputând nici măcar să audă un răspuns de la dânsul, s-a întors împreună cu toți cei ce veniseră, tânguindu-se și plângând. Și intrând în biserică, iarăși săvârșeau cântări și rugăciune cu lacrimi. Apoi, mărindu-se arșița și mai mult și supărându-i secetă mare și foamete, striga tot poporul, mai cu o sârdie, către Dumnezeu, îndoind postul și rugăciunea. Apoi, iarăși s-a făcut episcopului descoperire și glas se auzea, grăindu-i astfel: „Mergi la robul meu Iacob, despre care ți-am descoperit. Acela de se va ruga către mine pentru voi, îndată vă veți izbăvi de răutățile ce au cuprins latura voastră.” Deci episcopul a mers iarăși cu tot clerul și cu poporul la mormântul acela și nevăleau cu osârnice rugăciuni, supărând pe robul lui Dumnezeu ca să facă pentru ei rugăciune. Și deschizând ușcioara, l-au scos pe Sfântul Iacob de acolo cu sila. Iar fericitul, chiar nevrând, ridicându-și ochii la cer și înălțând mâinile în sus, s-a rugat pentru poporul acela multă vreme. Și încă rugăciunea fiindu-i în gură, îndată s-a vărsat ploaie mare pe pământ și arșița a încetat, pentru că Domnul a făcut voia celui ce se temea de el și rugăciunea celuia a auzit-o, cu însuși lucrul împlinind aceasta, și s-a împlinit a ceea ce zice prorocul: „Atunci vei striga și Dumnezeu te va auzi, și încă tu grăind îți va zice: iată, am venit.” Iar episcopul și tot poporul, înspăimântându-se de acea slăvită minune și totodată bucurându-se, înălța lui Dumnezeu cântări de mulțumită, cu veselie și cu prăznuire, și pe plăcutul lui, pe Sfântul Iacob, prea mult îl cinsteau. Iar ziua aceea, în care s-au izbăvite de niște răutăți ca acelea, cu rugăciunile Sfântului Iacob și-au câștigat mila lui Dumnezeu, au hotărât ca să o prăznuiască în toți anii. Iar cuviosul Iacob, de atunci luând încredințare că Dumnezeu i-a primit pocăința și i-a iertat greșelile, a început a face multe minuni cu darul lui Hristos, căci câți bolnavi erau aduși la el, din toată latura aceea, cuprinși de orice fel de boală, toți dobândeau îndată vindecare. Iar diavolii, cu cuvântul Sfântului, erau izgoniți și în puțină vreme a făcut mai mari minuni după sa pocăință decât mai înainte. Și într-același an în care a cerut de la Dumnezeu ploaie, s-a apropiat de sfârșitul său. Deci, chemându-l pe episcop, a făcut învoială cu el ca, după moartea lui, să-i îngroape trupul într-același mormânt. Și după câteva zile, s-a odihnit întru Domnul și s-a sălășluit Sfântului Suflet întru bunătățile Domnului său, împreună cu sfinții cei ce prin pocăință au bine plăcut lui Dumnezeu. El a trăit de la nașterea sa 75 de ani. Și îndată ce s-a vestit despre mutarea Sfântului Iacob în toată latura aceea, s-a adunat de pretutindeni mulțime de popor la îngroparea lui, cu lumânări, tămâie și aromate. Și episcopul a venit cu tot clerul, cântând de cele cuvincioase și cu aromate de mult preț ungând Sfântului trup, l-a îngropat cu cinste într-același mormânt, precum vorbiseră mai înainte de sfârșitul său. Iar după puțină vreme, episcopul a zidit o biserică în numele acestui Sfânt Iacob, aproape de mormântul lui. Apoi, luând de acolo cinstitele lui moaște, le-a dus în biserică și a așezat a se prăznui Sfânta lui pomenire în toți anii, într-o cinstea plăcutului lui Dumnezeu, preacuviosului părintele nostru Iacob și într-o slava lui Hristos Dumnezeu, cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în veci. Amin.